Slăvit să fie Domnul! Dumneavoastră sunteți oameni tare harnici, binecuvântați de Domnul, să fiți întotdeauna gata să slujiți Domnului, așa că mă bucur să fiu cel mai mic într-o echipă așa de harnici, de binecuvântați oameni. Când e vorba de rugăciune, pentru că suntem la rugăciune, ar trebui nici să nu fie altfel decât întotdeauna harnic. Din fericire însă, oamenii suntem harnici abia atunci când avem necazuri. Ce bine ar fi dacă am fi mult mai harnici când sunt vremuri de liniște, de pace. Unul din poeții noștri spunea: ce te face în suferință dacă astăzi nu-ți aduni răbdare prin credință și har în rugăciune. Am ținut să intru și în această dimineață și de fiecare dată miercuri dimineața, deși câteodată aglomerat cu multă activitate. Ieri am fost plecat mai departe și abia acum am reușit să intru. De altfel, la 8 mi-am propus să fiu cu dumneavoastră. Și pentru că am fost încă o dată martor unui alt semnal pe care l-a tras Domnul pentru comunitatea noastră, pe lângă altele care le cunoaștem toți, am fost zile trecute la o mormântare unde unul din nouă frați, un băiat frumos, sănătos altfel, într-o activitate obișnuită în familia lui, alături de părinți, a înghițit ceva și nu și-a găsit loc obiectul ăla mic până la urmă, decât în plămânii băiatului. Doctorii n-au mai putut să facă nimic și în două zile a plecat din lumea asta. Dragilor, s-a adunat acolo atâta lume, efectiv n-au mai încăput pe drum, era, măcar că era la o intersecție, n-au mai încăput în curtea bisericii, pe larg altfel. Și mi-am dat încă o dată seama că la necaz oamenii aleargă la Dumnezeu. Ce bine ar fi și ce frumos ar fi dacă fie așa de harnici, să alergăm la Dumnezeu, nu doar la necaz, ci să alergăm la Dumnezeu și când nu avem necazuri. Ori viața de rugăciune este expresia unui om care îl caută pe Dumnezeu, nu doar la necaz. De aceea, voi continua astăzi, cu ajutorul Domnului, din rugăciunea Tatăl nostru cu următoarea afirmație, următoarea propoziție pe care a rostit-o Domnul. Suntem la partea de început a rugăciunii Tatăl nostru, care este modelul suprem pentru rugăciunile tuturor sfinților. Modelul suprem pentru că cel care ne-a învățat această rugăciune este Domnul Iisus. Vă reamintesc că în limba română cele mai multe valori duhovnicești încep cu litera S. Dacă tot am spus de modelul suprem, sfințenia începe cu litera S, smerenia începe cu litera S, supunerea începe cu aceeași literă. Sfințenia, smerenia, supunerea, suferința începe cu aceeași literă. Statornicia începe cu aceeași literă. Iată câteva valori divine care încep cu aceeași literă și care au, în definitiv, pachetează cununa sfinților, pentru că la aceasta ne-a chemat Domnul, să purtăm cununa așa cum a purtat-o El.
nu doar de suferință și de batjocură, ci și de smerenie, de supunere, de statornicie. Și Dumnezeu doresc pe toți să vă binecuvinteze. Vorbind de rugăciunea Tatăl nostru, prima parte a acestei rugăciuni sunt cereri duhovnicești care ne leagă de cer, de nevoile noastre spirituale. Și deja am amintit din rugăciunea Tatăl nostru și am vorbit într-o dimineață despre faptul că trebuie să fie orice rugăciune formulată și începută astfel: Tatăl nostru care ești în ceruri. Înaintea unui Dumnezeu care este Tatăl nostru, cineva foarte aproape, nu unul distant, ci unul foarte aproape, un tătic foarte aproape. Prima afirmație, după ce am delimitat clar destinatarii, este: sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, este următoarea afirmație, apoi facă-se voia ta. Aceste cerințe legate de cer, de Dumnezeu, sunt încununate de dorința închinătorului să se facă toate acestea cum în cer și pe pământ. Apoi urmează trei cereri legate de viața terestră. Însă noi suntem încă la cererile legate de viața spirituală, de cer, de Dumnezeu. Astăzi suntem la afirmația: facă-se voia ta. Închinătorul care vine înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, într-o rugăciune obișnuită, într-o viață de rugăciune normală, este invitat să nu uite că ceea ce cere el în mod expres în rugăciunea lui, după modelul suprem al Domnului Isus, este să se facă voia lui Dumnezeu. Dar asta este tocmai contrar gândurilor și aspirațiilor cu care el începe rugăciunea. Pentru că el are un motiv anume pentru care începe să roage. Tocmai i s-a întâmplat ceva și el are dorința aceasta. El este într-o situație disperată și de aceea apelează la cineva care e atotputernic. Ori atotputernicul îi spune: uite, dacă vrei să te rogi, tu trebuie să nu mai spui ce probleme ai, pentru ce ai venit, ci modelul meu suprem este să spui: facă-se voia ta. Ori asta mi se pare destul de neplăcut pentru un închinător obișnuit. Tocmai de aceea sunt foarte puțini oameni se roagă cu adevărat. Oamenii aceștia nu sunt dispuși să se roage așa cum vrea Domnul, pentru că atunci trebuie să alunge orgoliu, să elimine pretențiile și să accepte să se facă voia lui Dumnezeu. Ori asta este o mare și tare binecuvântată înțelepciune: să aștepți în orice împrejurare să se facă voia lui Dumnezeu. Însă întrebarea este: această voia lui Dumnezeu împlinește dorința mea iminentă? Eu am început să mă rog pentru anumite situații cu care eu mă confrunt. Și întrebarea este: imediat dacă eu accept voia lui Dumnezeu, că așa spune rugăciunea Tatăl nostru, sunt rezolvate problemele mele cu care mă confrunt imediat? Evident că aceasta este o întrebare înțeleaptă și omul care se roagă este un om care merită un răspuns corect și un răspuns pe măsura dorinței lui legitime. Acum, cunoscând caracterul lui Dumnezeu, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care cunoaște în profunzime toate lucrurile. Vedeți, noi știm durerea ce avem astăzi, imediat. Însă Dumnezeu vede în ansamblu toate lucrurile.
Așa că cel care strigă după rezolvarea nevoii lui iminente, dar în același timp acceptă voia lui Dumnezeu, se așează pe cele mai sigure mâini, care nu știe numai momentul pe care îl știu și eu, închinătorul. Știe și viitorul, știe în ansamblu toate lucrurile. Așa că tot mai înțelept este, în loc să bat la poarta asta cu o problemă care o am eu, poate foarte mare pentru mine, este mai înțelept să spun, facă-se voia ta a celui care e mai mare decât toate problemele și care are toată puterea să rezolve orice situație. De aceea e foarte înțelept să spui, facă-se voia ta. Nu doar atât, dar pentru că este un Dumnezeu care ne iubește, acest Dumnezeu are toată puterea să schimbe inclusiv circumstanțele în care eu sunt și pe care le vreau schimbate, vreau problema mea rezolvată. În momentul în care zic, facă-se voia ta, eu am delegat frâiele pentru rezolvarea problemei în mâna unuia mai bun. Eu am ajuns în situația asta pentru că m-am condus eu. Am ajuns în necaz, am ajuns în bol, am ajuns în situația asta pentru că n-am știut eu cum să mă conduc. Am condus, altfel spus, irresponsabil. Când spun facă-se voia ta, eu predau frâiele la cineva care este atotputernic și care conduce bine. A condus și conduce cel mai bine universul și viața fiecăruia dintre noi. În urmă cu câțiva ani am fost invitat la o biserică în Maramureș și după ce am analizat pe unde e traseul cel mai bine, cel mai scurt, am ajuns pe malul Someșului, dar nu pe șoseaua mare ce leagă Dejul de Baia Mare, ci peste Someș. Fără să realizez că datorită curenților, era în decembrie, pe șosea s-a făcut gheață. Eu am condus atunci responsabil, în sensul că mergeam cu viteză mai mare decât trebuia și fără să realizez că asfaltul avea poșnițe de gheață și la un moment dat am ajuns cu mașina într-un șanț. Nu s-a întâmplat mare lucru, dar suficient că am condus irresponsabil și pot să vă spun acum că noi și mulți oameni ne conducem viața irresponsabil. Credem că aici, pe pământ, totul e stabil, dacă și mașina mea s-a plimbat pe gheață și am ajuns în șanț. Ori pornim de la exemplul ăsta foarte bizar până la urmă și foarte obișnuit, oamenii își conduc viețile lor irresponsabil și atunci când ajung în șanț, după ce am ajuns cu mașina atunci în șanț, în fața mea, lângă mine, era afișul unui mecanic auto care era pus pe gard și eu stăteam acolo în mașină, nu puteam deschide ușa, s-a blocat, dar am luat telefonul și l-am sunat pe ăsta. El se de la vreo două case. El a ieșit afară și zâmbind așa, îmi spune, vezi că intrarea e 2-3 metri mai încolo. Adevărul era că dacă eu conduceam responsabil și tot vreau să-l întâlnesc pe omul ăsta, deși nu aveam timp atunci să-l întâlnesc și nu pentru asta, eram pe traseul acela, ar fi trebuit să intru pe poarta normală, nu? Dar eu, conducând irresponsabil, am ajuns în șanț. Bine că am ajuns măcar în fața afișului care avea telefonul. Omul a venit și m-a scos de acolo și am reparat. Acum, noi conducem irresponsabil în familie. Conducem irresponsabil în biserică. Nu vedeți că tot mai mult se vede evidența unor lideri care conduc despot și conduc fără, știu eu, călăuzirea Domnului, doar a patronilor sau a unora care au mare influență. Ori Dumnezeu ne cheamă să conducem irresponsabil
Și dacă nu conducem viața noastră, la nivelul nostru, nu mă refer acum numai la lider, se pot întâmpla atâtea necazuri și după ce am ajuns în necaz, începem să ne rugăm. Și acum am vrea conducătorul Universului să facă cum vrem noi. Păi atât am fost de nepricepuți că și până acum am condus irresponsabil, că am ajuns ca și mine cu mașina în șanță. Am ajuns cu viața în pioneză, am ajuns cu sănătatea în pioneză, am ajuns cu familia în pioneză, am ajuns unde suntem. Avem nevoie de ajutor, avem atâta înțelepciune să recunoaștem că Dumnezeu ne poate da izbândă, dar nu suntem suficienți de înțelepți să spunem, Doamne, acum eu am falimentat, acum eu nu mai pot, acum facă-se voia ta. Și cioburile astea le adună Dumnezeu și cioburile astea le repară Dumnezeu dacă sunt înțelept să spun în prima parte a rugăciunii mele, cum învață modelul suprem, rugăciunea Domnului Isus. Facă-se voia ta, Dumnezeule. Această voie nu numai că este voia celui mai specialist, este voia unuia care vede în ansamblu, dar această voie urmărește binele meu veșnic. Oricare ar fi necazul pentru care mă rog astăzi, poate veni mâine altul. Psalmistul spune un val cheamă alt val. Și dacă nu le rezolvă Domnul să urmărească binele veșnic, ce am făcut că ies dintr-o groapă și intru în alta, că ies dintr-o problemă și intru în alta? Nu-i așa că tot mai înțelept este să așez în mâna Lui toate problemele noastre, să așez în mâna Lui inclusiv viitorul, să așez în mâna Lui faptul că voia Lui care urmărește binele meu veșnic este ceea ce contează în situația actuală, oricare ar fi ea. De aceea Domnul Iisus a zis, facă-se voia ta, Dumnezeule. Și asta ne-a învățat în rugăciunea Tatăl nostru, dar mai ales Domnul Iisus, asta ne-a învățat în practica Lui. Păi Domnul Iisus era singurul care trebuia ascultat de Tatăl. Nu era niciunul care merita să fie ascultat. Era singurul care avea dreptul datorită poziției ce avea. El însuși a zis că nu fac nimic de la mine, fac numai ce îmi dă Tatăl să fac. El n-a ieșit din planul Eternului Dumnezeu și se roagă odată. S-a rugat altădată pentru mine, s-a rugat pentru ucenici, s-a rugat pentru mulțimea bolnavilor. Și lista ar putea continua. Dar odată se roagă pentru sine, în Ghețiman, și atunci ai aștepta să fie imediat ascultat. Domnul însuși se roagă în Ghețiman și spune, facă-se nu voia mea, ci voia ta, Dumnezeule. Dar înainte de asta, Domnul spune, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Are Domnul Iisus o cerere. Și încheie rugăciunea aceasta făcându-se voia lui Dumnezeu. Așa că dacă este să urmărim modelul exemplu, modelul suprem, exemplul nostru, care este Domnul Iisus, iată că în cele mai grele momente, el care merita să fie ascultat, el care avea dreptul să fie ascultat, el care a fost ascultat întotdeauna, a acceptat să se facă voia lui Dumnezeu. Și acum mă întreb eu, cât de mândru aș putea fi eu să mă pun la rugăciune și să dispun, să dau indicații, că până la urmă multe din rugăciunile noastre nu sunt decât expresia unui eu nerestec, a unei mândrii deșarte.
Ne plecăm pe genunchi și nici nu avem multe cuvinte care să-L laude pe Dumnezeu, și imediat spunem, uite, acolo așa ar fi bine, tu vezi pe văduva aceea, are nevoie de asta, vezi pe săracul acela, vezi problema mea așa, Doamne, și uităm și nici nu acceptăm mental măcar că ar trebui să spunem, nu, nu, nu cum vreau eu. Nici nu-i vorba de slava mea, nici nu-i vorba de vrerea mea, nici nu-i vorba de orgolele mele, nu. Și facă-se voia ta, Dumnezeule. Ori un astfel de închinător este pe drumul cel bun. Adică și numele să se sfințească, și împărăția să vină, și voia lui Dumnezeu să se facă, precum în cer și pe pământ. Păi rămânând încă câteva minute numai la cea de-a treia afirmație. Voia lui Dumnezeu. Păi vă imaginați că în ceruri se face voia lui Dumnezeu în mod perfect. Imaginați-vă că în creație legile pe care El le-a statornicit se îndeplinesc și își urmează cursul perfect. Nu vine un anotimp de avalma, nu vine noaptea și ziua de avalma, ci vin la momentul stabilit de Creatorul. El este în control. Dar bietul om, care este așa de trecător, păi toți vedem că zboară anii și tot credem că suntem tineri, dar ăștia de la evidența populației îți dau buletinul fără termen de valabilitate, adică ai îmbătrânit deja. Așa că ce vreau să vă spun este că cel mai înțelept în rugăciune este să spui facă-se voia ta, Dumnezeu, dar nu de pe buze. Conștient că El știe totul, conștient că El ne iubește cu adevărat și a dovedit-o, conștient că El are toată puterea, că voia Lui urmărește nu numai o problemă care ne frământăm noi astăzi, ci toate, și urmărește binele nostru veșnic, este foarte înțelept să spui în toate, facă-se voia ta, Tată Ceresc. Asta e asemenea unui copil care obosit, rănit, bătut poate și alungat de colegii lui, găsește brațele tatălui. Nu știu câți dintre voi mai aveți părinți, dacă mai aveți, cinstiți. Dacă nu aveți, trăiți doar cu amintirile lor. Însă nu există brațe așa de calde și nu există glas așa de sincer și nici zâmbet așa de curat ca și glasul zâmbetului, glasul zâmbetul sau brațele părinților. Și oricât de mare durere ai avea, există o legătură care aduce vindecare atunci când mama sau tata te îmbrățișează. Aduce vindecare sufletească, aduce vindecare duhovnicească, aduce vindecare și fizic. E vorba de părinte, cu atât mai mult când e vorba de Dumnezeu, Creatorul Universului. Aș vrea să fac o rugăciune și să cer pentru mine și pentru dumneavoastră, dacă doriți, înțelepciunea aceasta de a accepta voia lui Dumnezeu. Mi este greu de atâtea ori, dar uitându-mă în urmă, pot să realizez acum că Dumnezeu n-a stat nepăsător și dacă s-a făcut voia Lui, e cel mai bine pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Să rămânem în duh de închinare, în rugăciune. Părinte Ceresc,
Laud numele tău pentru felul minunat în care tu te-ai îngrijit de noi. Ne-ai creat după chipul și asemănarea ta, ai pus în noi duc de viață, ne-ai dat toate oportunitățile unei dezvoltări normale, însă noi ne-am condus copilăria, viața, de atâtea ori responsabil. Și suntem din nou într-un șanț al deznădejdii, într-o groapă a bolii, a durerilor, a necazurilor. Suntem la rugăciune în această zi și am învățat din modelul suprem că trebuie să acceptăm în toate să se facă voia ta. Însă recunoaștem Tatăl nostru care ești în ceruri și care ai toată slava și care vrem să ți se sfințească numele tău și să vină împărăția ta. Recunoaștem Tatăl nostru că avem o mare problemă cu orgoliul nostru. Noi credem că le putem rezolva, vrem să le rezolvăm. Libertatea ce ne-ai conferit-o ne îmbie să acceptăm că noi le-am ști toate. Suntem de atâtea ori însă în impas și trebuie să ne oprim și să strigăm după ajutorul tău. Așa că te rugăm în această zi, învață-ne în momentele rugăciunii noastre să acceptăm voia ta. Sunt familii care sunt în impas. Dă înțelepciune celor doi parteneri să accepte voia ta și voia ta este să se iubească și să fie una. Mulțumim că ne-ai descoperit voia ta prin Scripturi. Nu numai soți care sunt în impas, sunt copii și în relațiile cu părinții sunt în impas, Doamne. Dă înțelepciune și unora și altora să accepte voia ta, care urmărește întărirea relațiilor, ascultarea copiilor și astfel binecuvântarea întregii familii. Sunt biserici în impas și fiecare partidă strigă și așteaptă să intervii tu pentru a rezolva problema și fiecare cum vrea partida respectivă. Astăzi am învățat că cel mai înțelept este să acceptăm toate partidele din toate adunările noastre, să acceptăm voia ta. Ori voia ta este ca frații să se iubească cu adevărat, dragostea să fie fără prefăcătorie, să ne fie groază de rău și să ne lipim tare de bine, să ne lipim tare de tine, singurul care ești bun. Doamne, în multele frământări din adunările noastre este nevoie de înțelepciunea de a accepta voia ta și iartă-ne că fiecare ne legăm de un conducător, ne legăm de unii mai bogați sau influenți și toți vrem voile noastre. Astăzi am învățat că cel mai înțelept este să depunem armele toți, să stăm liniștiți, să aruncăm orice grenadă și orice armă cerenește și să acceptăm toți voia ta, care înseamnă să avem dragoste neprefăcută de frații. Doamne, înțelepțește-ne și în adunările unde sunt asemenea probleme, te rugăm să lași pacea, să lași înțelepci, să lași ajutorul tău. Mulțumim, Tată Ceresc, pentru că Tu conduci Universul și n-ai pierdut niciodată frâiele. Sunt războaie, sunt nenorociri. Doamne, facă-se voia Ta în toate, pentru că voia Ta este plăcută, desăvârșită și noi așteptăm în toate voia Ta să se împlinească. Mulțumim pentru oportunitatea de a sluji în această dimineață. Mulțumim pentru frați, pentru surori. Mulțumim pentru cuvântul care va fi
astfel semănat în inimile ascultătorilor. Ajută-mă pe mine și toți ascultătorii dragi, în orice împrejurare, să putem spune, facă-se voia Ta, Doamne, numele Tău să fie binecuvântat, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin.